Sfârșit tragic pentru un bărbat de 32 de ani în Cluj-Napoca, tânărul a căzut de la etajul 4 al unui bloc după ce s-a întins să pună câteva rufe la uscat. Bărbatul era încă în viață înainte de sosirea ambulanței, însă în scurt timp a intrat în stop cardiorespirator. Câteva echipaje de intervenție au încercat să-l salveze mai mult de o oră, dar efortul a fost zadarnic. Medicii au fost nevoiți să declare decesul. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.